Ana Maria și Bogdan au ajuns într-un timp relativ scurt să-și deschidă inimile unul în fața celuilalt. Drept urmare, declarațiile curg natural. Mă gândesc la tine, la mine, la noi doi. Mi-ești dragă? Și nu mă crezi că zic că mi-ești dragă? Te-ai gândit într-o săptămână sau ne gândim într-o săptămână la chestii la care într-o săptămână probabil te vedeam de două ori, dacă le-am făcut. Cum o vedeai de două ori? Păi, poate de două ori te vedeam într-o săptămână. Cum așa? Ieșeam odată în oraș, era odată. Și după aia poate, pui mei, nu știu, ne mai vedeam peste trei zile, tot așa în oraș, câteva ore. Și după aia, pui mei, nu știu, te mai vedeam iară peste vreo trei zile și hop, era o săptămână. Păi afară, dacă o să ieșim, o să ieșim, gata. Să nu zic căsătoriți, dar cât de cât o să ne cunoaștem, nu? Eu chiar aș vrea să ne și certăm o dată. Nu prea văd cum ar fi posibil sau de la ce, dar aș vrea să văd așa cum reacționăm amândoi. Da, chiar chestia asta n-am mai auzit-o, că la toți spun, vă rog eu frumos, nu mă mai certați, mă rog, la cuplurile astea mai vulcanice, nu vă mai certați, dar ci că... Așa, de ce? Ca să vedeți cum reacționați? Da, aș vrea să vedem cum... Aș vrea să văd cum reacționăm amândoi. Păi eu nu vă văd. Nici eu nu, nu ne văd. Ia uzi, Ana. Da. Păi tocmai mi-au apucat de râs la subiectul ăsta, pentru că amândoi suntem liniștiți, ne vedem de treburile noastre, râdem, glumim. Da. Și să știți că am mai avut dreptate, Bogdan, în legătură cu ceva, asta când vă mai plângeți voi, că vai, nu stați suficient de mult timp cu băieții, țineți ușile închise. Păi mă, gândiți-vă că dacă erați afară, nu aveați posibilitatea să stați atât de mult într-un loc cu un om pe care practic îl cunoașteți de două luni, nu? Da, exact. Da, pentru cine se mai plânge, nu nominalizez aici, că știu eu. Mergem la muncă, un alta. Da, exact. Păi așteptăm să vedem dacă o să vină cearta aia, deși eu nu cred. Da, nici noi. Hai să vedem.